deasupra casei mele covor grăbiți în vântul toamnei reci și frunze încăpenite, nopți cu stele, mai exact întremenite pe poteci. Dincolo de geam, sus în livadă, mai tremură în vânt copaci uzi și goi. În geam, doriot, stau curios să vadă cum zac în stradă ploile noroi. Un obosit tic-tac de ceastă zi în noapte, un clopot de pendulă în orele ce mor, un simplu călător, un gând rătăcitor prin carte, stând la povești cu Domnul Domnilor. Și lasă în urmă totul, și lumea, și pământul. Nu mai sunt ploi, noroi și nu mai bate vântul. Printre stele fără număr, printre nori de lumină, merg cu Domnul meu alături, merg ținându-mă de mână. Amin. Ajutorul Domnului mă spune o poezie. Nu noi suntem calea sfântă, calea care duce sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Nu e o formă adevărului, nici o literă nu-i spus. Adevărul e o ființă, adevărul e Iisus. Nu din lut se naște viața, viața fără de apus. Cel lut în lut se întoarce, însă viața e Iisus. Astfel, calea pasul nostru, adevărul noi e pus, viața sfântă e viața noastră, dacă e în noi Iisus. Amin.